Ferigă sau fag. Într-o zi, am decis să renunț. Aș renunța la toate. Toate mă dezamăgesc. Am mers în pădure și am început să vorbesc cu Dumnezeu. Doamne, poți să-mi dai un motiv bun să nu renunț? L-am întrebat. Răspunsul lui m-a surprins. Uită-te în jurul tău. Vezi feriga și fagul? Da, am zis eu. Când am plantat semințele de ferigă și de fag, le-am îngrijit. Le-am oferit lumină, le-am oferit apă. Feriga a crescut rapid și a ieșit din pământ. Cu nuanța ei de verde strălucitoare, a cuprins tot pământul. Cu toate acestea, fagul nici nu se vedea, dar nu am renunțat și am sperat că va crește. În al doilea an, feriga a crescut și mai mare și din nou nimic nu părea să iasă din sămânța de fag, dar nu m-am dat bătut. În al treilea an, nu se vedea nimic din sămânța de fag, dar tot nu am renunțat, la fel a fost și în al patrulea an. Apoi, după 5 ani, un firicel plăpând părea să se ivească și după doar 6 luni, fagul a ajuns să măsoare 30 de metri înălțime. A avut nevoie de 5 ani să se dezvolte, rădăcinile lui au devenit puternice și era suficient pentru a supraviețui. Nu aș oferi niciodată copiilor mei o provocare dacă nu ar putea face față. Știi că în tot acest timp în care te-ai zbătut să rămâi la suprafață, ai creat rădăcini? Nu aș renunța la fag și niciodată nu voi renunța nici la tine. Nu te compara cu alții. Fagul a avut un scop diferit de cel al ferigii. Cu toate acestea, ambele plante înfrumusețează pădurea. Va veni și timpul tău. Te vei înălța frumos, a spus Dumnezeu. Cât de mare trebuie să cresc? Am întrebat. Cât de înalt va crește fagul? A întrebat el în schimb. Cât de mult se poate? Am întrebat eu. Da, cel ce crede poate totul și tu te vei înălța. Te-am rolat în lupta sfântă și nu vreau să dai înapoi. Ți-am dăruit comoara vieții și nu vreau să renunț mereu. Am pus în tine Duhul Slavei, cea mai de preț comoară, și te-am udat mereu, mereu în arșița de vară. Am tot săpat la pomul vieții tale, că am vrut să aduci roadă. De aceea, tu rămâi mereu cu mine, tu o destrajă. Eu te iubesc cu adevărat și te privesc cu mină și atunci când drumul tău e greu, eu veghez chiar lângă tine. Am plecat din pădure realizând că Dumnezeu nu va renunța niciodată la mine. Gândește-te că El nu va renunța niciodată nici la tine. Nu regreta nicio zi din viața ta. Zilele bune îți oferă fericire. Zilele rele îți oferă experiență. Ambele sunt esențiale pentru o viață, pentru a trăi.